Ministerul Sănătății, pe baza analizei la nivelul fiecărui județ a capacităților de îngrijire a pacienților, a elaborat lista cu spitalele de suport pentru pacienții COVID-19 pozitiv. Prin ordinul de ministru publicat în Monitorul Oficial cu privire la planul de măsuri pentru pregătirea spitalelor de suport pentru pacienții testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, în județul Hunedoara, spitalele de suport au fost desemnate cele din municipiile Hunedoara, Orăștie, Vulcan și Lupeni. În spitalele de suport sunt tratate cazuri pozitive la COVID-19 care necesită îngrijiri medicale și pentru alte patologii. De asemenea, potrivit deciziilor autorităților sanitare naționale, la Spitalul Județean de Urgență din Deva vor fi în continuare tratați pacienți cu COVID-19. Totodată, la solicitarea prefectului județului Hunedoara, Vasilii Căpotecă, conducerea Spitalului din Deva a prezentat un plan de măsuri în vederea gestionării infecției cu COVID-19. Potrivit documentului întocmit de managerul Spitalului Județean de Urgență, Silviu George Didilescu, și de directorul medical, dr. Claudiu Florian Antal, planul cuprinde, printre altele, măsuri urgente, redimensionarea, modificarea și recompartimentarea unor spații care vor respecta întocmai circuitul epidemiologic al pacienților, vor avea spații de decontaminare și așa mai departe. În ultimele 24 de ore a fost urgentată activitatea de achiziții privind diferite materiale sanitare de protecție, medicamente sau tehnică medicală, strict necesare personalului medical și al pacienților Spitalului Județean de Urgență Deva, a informat biroul de presă de la instituția prefectului județul Hunedoara.